Dâmbovițenii pot beneficia de servicii medicale de cardiologie și chirurgie cardiovasculară în cadrul clinicii inaugurată miercuri 23 noiembrie în incinta Parcului Industrial din municipiul Moreni. Clinica cardiovasculară pentru inima ta, Cordlex, vine cu aparatură modernă, dotări de ultimă generație și cu echipă medicală formată din specialiști foarte buni. Avem, în primul rând, ecografe de ultimă generație, monitorizare permanentă a pacientului cu niște monitoare de ultimă generație. De la firma CardioLine avem și testul de Ford și testul Holter, testul de EKG, complet sistemul de monitorizare a pacientului cu testul de Ford este de la CardioLine. Ecograf de ultimă generație 3D, 4D. Serviciile vor fi decontate de către Casa de Asigurări de Sănătate? Da. Noi acum suntem în curs de aprobarea dosarului Casei de Sănătate și toate serviciile noastre o să fie decontate prin Casa de Sănătate. La festivitatea de inaugurare au participat și oficialitățile locale și județene. Mai cu seamă că locația acestei clinici se află în incinta Parcului Industrial Moreni, care este în proprietatea Consiliului Județean Dâmbovița. Clinicii aceștia îngeri vor fi ocrotitorii tuturor pacienților, personalului medical și dumneavoastră care v-ați rânduit să faceți aici ceva frumos. Acest obiectiv a fost realizat în echipă. În echipă cu domnul președinte al Consiliului Județean Cornelu Ștefan, căruia îi mulțumesc, în echipă cu Nea Gigi Matei, care a avut bunăvoința de a face această investiție în interiorul Parcului Industrial Moren. Vreau să vă spun că nicăieri în țară nu mai există o altfel de investiție, o clinică medicală într-un parc industrial. Această clădire am cumpărat-o în anul 2021, în luna decembrie. Lucrările au început în luna martie, inclusiv cu partea de avizare și în mai puțin de 9 luni de zile am reușit să realizăm acest obiectiv. Valoarea totală a investiției este de 1 milion de lei. După cum bine știți, având în vedere că ne aflăm în interiorul unui parc industrial, partea de exterior ne aparține, amenajare și tot ce vedeți în partea de exterior, partea de interior aparține administratorului societății comerciale și acolo dânsii s-au ocupat cu aparatură, cu amenajare, cu absolut tot ce a fost necesar. Pe primul plan trebuie să fie sănătate. Și pe urmă restul. Dacă ai sănătate, le faci pe toate. Poate vă întreba și v-a determinat ca să ajung să fac așa ceva. În primul rând, dacă stă înțelegere și pricepere la medicii pe care i-am cunoscut în decurs de aproape 12 ani, de când eu sunt operat cu bypass-ul 2 sterturi. De domnul profesor Iliescu la Fundeni. După ce am muncit 15 ani, n-am luat concediu și am muncit în combinatul siderurgic de la Galați, plecat de la Imut, țăran de felul meu, sunt mândru că sunt țăran din Valea Lungă, dar mi-am dorit totdeauna să rămână ceva în urma mea. N-am să mă las, poate o să ziceți, băi, ești nebun la 70 de ani, stai dracu acasă cu pensia ta și mai am și alte venituri. Dar n-am să mă las și probabil că toți cei care au fost lângă mine astăzi și care vor fi în continuare ca medici, o să mă mai țină în viață să mai fac ceva, fiindcă n-am să mă las. Nu pot decât să-i felicit pe ambii pentru tenacitate, pentru faptul că au venit în Moreni. Felicit Consiliul Județean și Societatea Consiliului Județean Parcul pentru că au lăsat deschidere și aplicare pentru astfel de activitate. Ea este puțin atipică față de activitatea din Parcul Industrial. Moreni are nevoie de cardiologie și de chirurgie cardiovasculară. Așa spus acum. Noi am reușit să facem cât putem noi deocamdată. Dar cu ajutorul domnului președinte și cu ajutorul domnului Gabie, ne vom extinde, ne facem cu toate cele necesare. Pentru cei care nu știu, Parcul Industrial Moreni este proprietatea Consiliului Țean Dâmbovița. Consiliul Țean este unic acționar al Parcului Industrial și pentru noi, pentru județul Dâmbovița, este un eveniment deosebit, ținând cont de această investiție unică în România, când într-un parc industrial se investește într-o clinică medicală.